Ce aici, bă, frate meu, Rebecca, care se gătea, mă? Dar mi-a venit ecuțele concret. Hai, mă, să vedem. N-are nimeni pe o? Iau eu pe toate. Ce faci, Rebecca? Le vrei sau nu le vrei? Nu vrei, a? După cum vezi tu. Ai, nu iau aia caut. Îți era frică că primești. Mi s-a luat o două. Hai că dacă mă înfig eu în ele, mi le iau palem pentru mine. Stai liniștită că avem amândouă iar totuși tăștia. Nu am dus totuși de aia de Moș Crăciun. De asta ai cerut, ai cerut parcă lui Moș. Sau ai scris pe scrisoarea la fel. Lui Moș Crăciun sau lui Moș Nicolae, ți-a ducă un... De asta așa mare? Băiat. Super. Și ușor. Dar sper că unde cu ei pe casă. Nu? Nu cu șosete. Cred că o să-i uiți pe unde e. Uite și mă bunicul ăsta. Așa. Ia, ești la fel? Te uit? Nu, lasă-mă pe mine să mă uit. Ia, și ce vrei acolo? Păpușă. Da-ste. De la care ți-ai dorit tu, nu? Da, da și de asta, mică. Mhm. Îți plac? Și loz. Și mai e ceva mai caută de la mână. Trebuie să fie invers, că stai de sport. Poate la tine ți-a dat cu sport. Știu că dacă ți-a puțin, poate la locos. Fiecare a primit câte un loz. Are și irisul, nu am văzut. Și la noi n-a câștigat nimeni dintre noi trei. Bine, el a fost două... La fel pentru mine și Lucian și fetele am văzut că au la fel. Deci n-am câștigat nimic. Și mai sunt câte zile? 19 zile până la Crăciun? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. Ce-i acolo? Ha? A venit moșul? Hai, du-te și uite-te ce-i acolo. Da, hai. Te uiți? Este adormită? Hai acolo, uite acolo, sunt ale tale. Da, sunt ale tale. Da. Da, hai ale. Le iei? Da. E păpușă, da. Aia care îți place ție. Da. Nu înțelegi de ce e acolo? Le vrei? Le iei de acolo? Le iei? Hai, ia de acolo. Hai, ia-o. Ce iei de acolo? Hmm? Iei ceva de acolo? Vrei să te ajut eu? Uite, ai una mică. Îți place asta mică? Și încă una. Și uite. Mm? Păpușile, a? Păpușile sunt baza. Mm. Salut! Sau bună dimineața, că încă este până în 12. Am terminat în sfârșit de amenajat bucătăria. Vedeți în clipul anterior. Și acum o să mă apuc să editez ca să îi dau drumul de seară la clip și dacă pot cu Iris până vine Rebecca, l-am editat eu puțin la seară, dar mai trebuie. Și astăzi vreau să facem bradul, ați văzut că a venit Moș Nicolae și am scos decorațiunile de Crăciun, care arată în felul următor. Am cutia asta, mai am cutii prin dormitor, trebuie să dau și bradul jos. Poate reușesc să fac, adică nu că poate, trebuie să facem bradul și să fac și decorul în această cameră, în living, și să încep să pun toate cele la loc. Nu știu cum faceți voi cu ordinea și curățenia, am impresia că mai dau din lucru și tot sunt multe, nu știu, trebuie să fac într-un fel anume să nu mai am casa atât de aglomerat. Alea sunt de Crăciun, mai avem. Hai mai, Rebecca, că nu mai ai răbdare. Lasă-i.
Hai, vezi ce ai. E dracu numere? Ești tapilă, dar e cu data, mi se pare. Nu? Ia de să văd. Stai să facem poza așa. Da, e cu an. Datele. Date calendaristice. Îți place? Și ce faci? Te uiți la el? Așa se deschide singur? Da. Care ăsta? Da. Stai! Mă! Te ajut! Uite, vrea și ies. Păi, peste câțiva ani, ce crezi că nu o să bate și ea? Băi, Rafaelu, n-ai niciuna până acum. Ia, stai, îl deschid mâine pe 7. Na. S-a făcut 12. A venit și repede la școală și a deschis și calendarele advent. Eu mă simt puțin moleșită, nu știu de ce. M-a dat așa puțin amețeala. Trebuie să iau niște vitamine sau să mănânc mai multe legume, cred. Nu știu. În fine, mai băut o cafea. Și nu știu ce să facem. Trebuie să mergem până la Lidl să facem piața. Trebuie să deschizez niște carne să fac ceva mâncare diseară. M-a disperat faza asta cu mâncarea. Parcă nici nu mai scot, mai gătesc. Mă enervează că mereu trebuie să fac în fiecare zi, trebuie să mă gândesc, nu am mai organizat, să-mi organizez mesele pe săptămână. În fine, am desfrânt și haine. Le-am băgat azi noapte în casă pentru că le-am, cred că de 2 zile, pe sârmă și nu se usucă. Și le-am pus pe uscător să se usuce și pe scaunul alea care erau puțin mai, doar puțin umede. Și deci va trebui să le strâng și pe astea. Iris, văd că e semi-adormită. Eu am găsit păpușa. Ai găsit păpușa, bravo. Așa că o să le luăm pe rând, strâng rufele, să vedem ce mâncăm. Nu am nimic de mâncare, mai avem decât iaurt, cașcaval de-astea. Da, am început să scoatem decorul de Crăciun. Toate decorurile de Crăciun. Nebunie. Am fost la Lidl cu fetele, cumpărăturile le-am găsit pe canalul Ce mai mâncăm noi azi. Apoi m-am apucat să fac mâncare, am făcut o tochitură și niște friptură la cuptor, ca să am și pentru mâine. Mâine, nu știu, vreau să fac ceva, cred că un pilav de dimineață ca să avem și cred că și niște paste la cuptor, dar o să văd mâine cum mă organizez. M-am apucat să împăturesc hainele, era deja undeva la ora 7, am avut o chestie de făcut, o să vă arăt în vlogul de mâine, și care nu era pregonizată, și atunci am zis că nu mai facem bradul azi, că îl facem mâine, nu să se mâncă bradul, aveam doar decorațiunile scoase, iar Rebecca, pe bună dreptate, se cam supărase că i-am promis că facem bradul azi. Așa că după ce am strâns, în timp ce strângeam hainele, Luciane a dat bradul jos și s-a apucat ea să îl monteze așa cum a crezut ea, cum a știut. Iris a participat neașteptat de cuminte la împodobirea bradului. Chiar m-a surprins că nu a luat globurile să le spargă, s-a jucat cu ele. Chiar ok a fost. Bine, la un moment dat i-am scos o jucărie din aceea de care se învârte un brad. Da, brad este, că avem și Moș Crăciun și un brad care cântă și se învârte și și-a făcut de lucru, adică a fost puțin încântată. O să vă las să vedeți cum am împodobit. Rebecca mai are și un brad mic pe care a vrut să-l împodobească, că evident am împodobit bradul. Și cam atât. Cam asta a fost despre ziua de azi, pentru că v-am zis să iese deja târziu, după ora 7. Și mare lucru nu putem să facem mai târziu. Evident că noi ne-am propus să ne culcăm la o anumită oră, dar fetele s-au mai hârjonit, așa că, nu știu, de la câteva zile, o perioadă, nu mai respectăm programul de somn. Probabil că avem și mai multe chestii de făcut, mai multe activități și sunt cumva așa efervescente fetele.
Vreau să vă arăt cum și-a amenajat Rebecca bucătăria. Asta le-a primit de Moș Nicolae, Rebecca și Iris, și le-a arăjat aici. Și așa și-a făcut brăduțul, ăsta l-a primit de la Moș Crăciun într-un an. Și s-a gândit ea să pună aici pe bucătărie. Nu mai știu. Și căsuța asta, și asta se aprinde Rebe, știi? Nu știu dacă mai are baterii. Și calendarul advent ăsta de la cu dulciuri. Și ăsta s-a mutat aici. Și am terminat de amenajat azi. Ce... Azi am făcut ce ne-am propus, că am să facem bradul. Și l-am făcut. Nu am terminat tot de aranjat în living, dar termina brazii. Și acum ne culcăm. Sperăm. Da, nu? Mami, stai, zi. Arată acolo colecția noastră de cupluri. Este 8 jumate. Ce vrei să arăt aici? Ce am primit de la Moș Nicolae? Ha? Ai mei și alu' mama. Ai mei? Și ai Rebecca? Hai să-i probăm. Hai să-i probăm. Hai să-mi ție-ți vin. Îți plac? De, de să arunc la gunoi. Hai, de să arunc la gunoi. La mine îți bine, la 20 de tine. Eu am luat toată ziua cu ei. Hai, dă-mi. Să mă încalț. Intrași tu? Băi, mă spart. Ce-ți face piciorul? E bine. Te mai doare? Nu prea. Bravo. Știți că v-am zis că Rebecca s-a lovit, au deranjat-o labele de la not și a prins fire de scame acolo, stai așa. Așa? Du-du-du-du-du-du-du. Dar acum am scos scamele și e spre vindecare. Du-du. Noapte bună! Noapte bună, pa, ne vedem mâine, eu la școală, restul acasă, în afară de tate, pa!